1 martie, început de primăvară, început de lună, început de gând bun, să punem gând bun începutului acestuia de primăvară, acestui început de lună care e plină de viață cumva, care ne aduce, ne readuce la viață prin natură și prin tot ceea ce noi ne punem în gând să împlinim, să realizăm, să înfăptuim în viețile noastre și ale celor din jurul nostru. Nu e ora 12, e mai devreme de ora 12 pentru că la 12 am întâlnire cu vreo 80 de studenți. Așa că n-am putut rata întâlnirea din 1 martie. M-am gândit că din nou n-am temele făcute, dar gândul acesta de a ne uni pentru câteva momente, de a-ți reaminti cât de importante sunt intențiile conștiente cu care începi și construiești luna, de a-ți reaminti să suni oamenii dragi în acest început. Neapărat, mama mi-a luat-o înainte astăzi de dimineață și mi-a zis așa, să nu cumva să nu ai mărțișor în piept astăzi, puneți mărțișor în piept. Ta-nam! Și instant în timp ce vorbeam cu ea mi-am pus mărțișorul în piept. Nu de alta, dar mă întâlnesc și cu Raluca Bugariu mai de seară și cu toate doamnele din cercul femeia de seară la ora 8 și tu mă gândesc că te întâlnești cu noi în live-ul de pe Dietetica, de pe pagina Dietetica. Și Raluca sigur mi-ar fi spus același lucru. Unde ți-e mărțișorul? Simbolistica și, bineînțeles, amintirea acestor mărțișoare pe care, Doamne, cât le prețuiam pe vremea când eram noi copii, erau niște mărțișoare în cutii de plastic transparent. Ale erau cele mai prețioase și mai faine mărțișoare. Erau și mai rare, cumva. Dar cât de mult prețuiam aceste, cumva, bijuterii ale primăverii. Bineînțeles că lumea e plină de bijuterii în ziua de astăzi și nu mai avem atâta bucurie în momentul în care primim sau privim un mărțișor. Însă există o simbolistică care nu e întâmplătoare și dacă vrem ca acel alb și roșu împletit din mărțișor, din firul de mărțișor să-l aducem în viața noastră, e musai să ne alegem o babă până în 8 martie și musai să purtăm mărțișor în această perioadă. Nu știu cum e ziua ta, după cum simt eu pulsul pe Facebook, toată lumea e mai ocupată astăzi decât ieri, toată lumea e mai ocupată astăzi să se conecteze autentic și real cu cei din jur și asta mă bucură foarte tare. Mă bucur că cumva se simte această deschidere într-o zi de sărbătoare. 1 martie este cumva o zi a sărbătorii, sărbătorii în primăvara, ne dăruim mărțișoare. Într-o astfel de zi, conectarea virtuală nu are aceeași putere cum are conectarea reală, pe care o căutăm cu toții, pe care cumva o și îmbrățișăm și o și avem mult mai mult mulți dintre noi. Așa că, în continuare, eu sunt cu focusul pe emoții, sunt în continuare cu focusul pe ceea ce se întâmplă și se schimbă în viețile noastre. Am lucrat de dimineață la prezentarea de sâmbătă de la workshop-ul Femeia. Mulțumesc tuturor celor care ieri v-ați înscris pentru, pe seară, în grabă cumva, pentru că era ultima șansă să luați biletul redus. Vă aștept și pe celelalte care vreți să vă dăruiți și să fiți împreună cu noi pe 5 martie. Lucram la prezentare și în evoluție, în tema pe care mi-am ales-o, cum se schimbă oamenii, una dintre întrebări este așa, oamenii se schimbă atunci când încep să nu se mai autosaboteze. Și unul din metodele prin care noi ne autosabotăm frecvent este această voce interioară, sunt aceste voci interioare pe care nu le controlăm, care nu știm de unde vin cei cu ele și nu generăm o schimbare și găsirea unui limbaj reflexiv propriu la un moment dat. Sunt în continuare atentă asupra vocilor interioare care îmi trec și mie prin minte, ce-mi spun aceste voci în această perioadă. Nu mă pot gândi la. Nu pot să nu mă gândesc și la oamenii care nu au o primăvară atât de frumoasă acum sau care nu-și găsesc timp pentru a se gândi la intenții conștiente, gânduri pozitive, despre ceea ce noi vorbim acum. Însă mă rog la Dumnezeu să le dea putere, să ne dea putere tuturor, să le dea putere celor care acum sunt ieșiți din rolurile vieților și sunt în situații de criză personală, familiară, suferă și au nevoie de sprijinul celor din jur. Primăvara vine și cumva este regenerativă, cumva ne aduce la viață să învățăm de la primăvară,
să îndrăznim, să avem curaj, să ne regenerăm în interiorul sufletelor noastre și la nivelul celular, prin hrana pe care o alegem, prin felul în care facem toate alegerile, începând cu verdele care apare în jurul nostru. Cum spuneau bătrânii, primăvara curățăm sângele prin consumul de urzică, toate frunzele verzi, să vă bucurați de ele. Și Mara Iepure are o parte de workshopul Femeia, în care ne vorbește despre hrana verde și consecințele consumului ei. Bineînțeles că vine cu niște rețete absolut minunate, dar ne împletește această nevoie de verde cu plăcerea de a consuma verde, nu doar primăvara. Noi nutriționiștii spunem că tot timpul verdele ar trebui să fie în dieta noastră. Astăzi este despre trezire. Eu intenționez să am anul treaz, după cum știi, 2022 este un an pe care așa l-am setat cu intenție de a fi treaz. Martie mi-l doresc elegant, în dimensiunea aceasta umană. Îmi doresc un martie elegant și luminos cumva, să vină această eleganță în dimensiunea umană, să vină această lumină de la Dumnezeu, ca să ne putem rândui și să ne putem construi viețile mai departe, noi și cei de lângă noi, noi toți la nivel planetar. Am citit un lucru foarte fain de curând, cum ar fi ca noi toți, în momentul în care consumăm, facem, acționăm în viețile noastre, să ne gândim nu doar la imediata noastră stare, imediatul nostru perimetru, imediatul nostru context de viață, cum ar fi să ne gândim la nivel planetar care sunt acțiunile generate de noi, care sunt acțiunile care se răsfrâng mai departe odată cu generarea acestor acțiuni de către noi. Și bineînțeles că este așa greu sau aproape imposibil sau ne dăm ochii peste cap când ne gândim la asta, însă să știți că e un început pentru orice și dacă vrem să ne vindecăm de ceva, avem nevoie să facem ceva schimbat, ceva ce n-am mai făcut până acum. Cred foarte mult în schimbare, cred foarte mult în progres și cred că toate aceste crize vor mai mult de la noi. Așa că îndrăznesc să îmi propun eleganța și lumina pentru martie, însoțite de aceeași putere și aceeași iubire care mă însoțesc întreg anul treaz. Nu uita să nu te culci de seară până nu-ți pui intenția pentru luna martie, până nu pui două cuvinte care să te însoțească cu eleganță toată luna. Și mai mult decât atât, nu uita să dai telefoane femeilor dragi din viața ta. Fiecare dintre noi ne bucurăm când primim un gând bun, o fotografie. Și mai mult decât atât, nu uita să vii de seara la 8 cu un ceai bun alături de mine, de Mara, de Elena, de Gianina, de Raluca și de Adriana. Toate 6 te așteptăm de seara la ora 8 să vorbim despre workshop-ul Femeia, dar poate că mai mult decât atât să vorbim despre noi ca femei, năzuințe, credințe, de unde ne luăm puterea și cum vrem să dăruim mai departe din această putere venită de la Dumnezeu și cu iubire învăluită în viețile noastre. Te îmbrățișez, o zi de 1 martie minunată, mulțumesc doamnelor, suntem astăzi puține, da, vrednice, iacă-te la ora asta, e Carla, e Adriana, e Sanda, e Paula, Ionela, Paula, la mulți ani tatălui tău, este Anca, este o altă Anca, iacă-te, Adriana, Adina, Mari, dragele mele, vă mulțumesc pentru că ne însoțim aici, Adina, Mirabela, vă mulțumesc că ne însoțim aici, nu trebuie să fim multe, trebuie să fim vrednice și dacă suntem 3 de mână, suntem puternice sau mai puternice decât una singură. Sanda, vă îmbrățișez pe toate. O primăvară minunată, așa cum vă doriți. A mea îmi doresc să fie elegantă și luminoasă, să mă călăuzească și să mă inspire să trăiesc asemeni, elegant și cu lumină, către mine și către ceilalți. Let's shine together, o zi minunată, ne vedem de seara la 8. Îmbrățișări, vă iubesc!